Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un episod de Eurotrack și primul episod, ca să zic așa. Astăzi avem aici un Porsche și o remorcuță și vreau să facem aici frumos o cursă. Nu știu cât de regulamentar, să zic așa, o să mergem, dar, doamne ăștia, dați și voi un like dacă mai vreți episoade și na, o să vă pregătesc, ca să zic așa, un episod special din seria asta, ca să zic așa, dacă o să vă placă, cu o mașină foarte, foarte specială. Nu e foarte rapidă, na, nu știu dacă vă dați seama la ce mă refer, dar o să vedeți. Bun, fraților, suntem aici și cu Sorin. Mergem, nu știu unde mergem. Unde mergem, bossule? Ia să vedem, unde vedem noi informații despre remorcă. Deci transportăm mazăre, băieți, 3 tone de mazăre. Și mergem la Carrefour. Da, mergem la Carrefour, ca să zicem așa, mai pe românește, mai cu schimbări de litere, mai cu alea. Și mergem să transportăm mazărea cu Cayenne sau nu știu ce Porsche, dar cred că Cayenne, nu știu sigur. Dar da, haide bossule, linie continuă, vreau să depășesc. Bun. Hai boss. E, știți ce? Hai, nu lasă că la, uite ce fac stânga și nu puteam. Hai, acordăm prioritate, nu mai acordăm că n-aveam cui. Bun, ia să vedem, mergem noi aici frumos cu 70 la oră, cu mașina asta de consumă mai mult decât un tir. Chiar dacă nu arată consumul, pentru că nu e chiar atât de bine făcută, dar interesant modul, știi? Îmi place. Nu știu dacă și vouă vă place, dar sper să vă placă și vouă, ca să zic așa. Ia uite mă, boss, 150 la oră, încetinim puțin, că na. Bă, sunt cam jos, ca să zic așa, cu scaunul. Da, e ok. Da. Știți cum e? Bun. Ce asta? Mașina de pompieri? Sorine, tu nu zici nimic? Concentrat. Hai, boss. Am murit și eu în joc. Am murit și eu. Fimiați voi să înfiiți. Op, 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 op. Ce am făcut, boșilor? Deci nu vă băgați în depășiri. Ok? Cel puțin nu ca mine, fără să vă asigurați. Hai, băi! Ups. Deci, după cum puteți vedea, avem aici pele, tot. Uite, și în spate. Na, puteam să-mi pun navigația, dar... Na. Era destul de interesant modul. Hai să pornim și noi. Spre Carrefour, să livrăm asta, că... Na. E târziu, știți cum e. Să luăm și noi ciubuc. O să, cred că o să... Nu o să băgăm benzină, că aparent mai avem jumătate de rezervor. Vedeți acolo, să vedem, nici măcar nu știu dacă arată în bord rezervorul, gen. Uite, mai avem aproximativ jumătate de rezervor. Deci da, o să lăsăm așa, mai mergem cu părticica asta de benzină, motorină, ce avem. Nu știu ce avem, dar avem ceva, asta e clar. Da, și o să băgăm eventual la Pompeco mai în apropierea checkpoint-ului, ca să zic așa. Mai în apropierea Carrefour-ului, știți? Ca să ne deconteze acolo ei. Ne contează, știi? Pot. Ne contează șeful, mai bine zis. Dar stai așa, eu sunt șeful. Mă rog. Avem peco-ul nostru acolo lângă Carrefour, știți? Și, na, nu mai dăm bani, de-aia n-am băgat aici. Bă, mamă, ce rog are armă asta. I like it. I love it. Bă, se vede interesant și așa, sincer. Oalelelele. Ioi cum se vede așa, cu camera asta. Interesant. Auzi motorul ăla cum toarce. Auză? Și nu uitați, băieți, dacă mai vreți de acest gen și, nu știu, lăsați-mi în comentarii o mașină, ca să zic așa, cu ce mașină ați vrea să facem noi curse. Și poate o să facem episoade și pe harta României, unde, na, o să mergem prin orașele în care stați voi, probabil, ca să zic așa. Ok, hai că am prins o verde. Dacă e. Hai că stăm la semafor, că... Să fim băieți. Hai să mă bag un pic în spate. Cum se vede din spate, ești nebun. Eu zic că pot să conduc și de aici, ești nebun. Cum ar fi să conduci de aici? Presupunem că am o telecomandă și controlez mașina de aici. Cum ar fi? Foarte ciudat, așa-i? Uitați aici ce avem. Și măcar nu știu dacă s-a făcut verde. Hai că s-a făcut. Vreau să conduc de acolo din spate, sincer. Gata, am luat telecomanda și mergem cu mașina cu telecomanda.
Aoleu, cum se văd oglinzile în momentul ăsta? Retragerea. Hai că am înțeles, dacă am și condus. M-am și blocat. Ok. Voi de capul meu, voi de capul meu, voi de capul meu. Sorin e pe treaba lui. Da, să nu conjur la toate părțile, nu conjur la Hei! Am înțeles, băieți. Avarii 20%. Așa, așa, rămâne rămas viu. Mamă, la mult, m-ați putut mă viu pe aici. Ați murit. Nu cred că am murit. Bosule, ce s-a întâmplat cu mașina asta? Nu mai merge, nu mai are control. Gata, dezactivăm diferențialul, cică. Și hai să ne continuăm treaba. Îmi ură viața. Bă, aparent am ajuns destul de repede la destinație, sincer să fiu. Avem decât 20 de kilometri. Opa, încetinem puțin și urcăm cu pilot automat. Aha, nu vrea să urce. Nu se activează pilotul la 30 la oră. Hai că dacă are și direcție. Dacă are. Mamă, ce e aici? Mamă, ce tremură mă, mașina asta, mă băieți, când îi dai în gură. Uite, am ajuns la Strasburg. Nice. Hop, domnule. Opa, sensul giratorius. Sensus giratorius. Sensus giratorius. What? Hai, că am înțeles, m-a lăsat mașina fix în mijlocul ăstuia. Giratoriului. Aole, du-de. Hâț, John. Hâț. Hai mă că vreau să prind semaforul verde. 200 la oră în oraș, 100 și ceva. Am avut și permis dacă e. Iau 7500 de turi, ești nebun? Dai, Sorine. Dai. Bă, ce frână are mașina asta, mă, băieți. Ăștia vin cu 7 inși odată. 7 inși? Da, bă. Băi, ești nebun? Da, tot vin cu toate, deși i-am anihilat. S-a multiplicat, deși i-a vorbit, deși sunt clore. Băi, ești nebun? O, stai ușor. Mi-a luat capul. Distribuitor. Hai mă băie să descărcăm. Distribuitor. Hop încet. Hop. Ierici. Ha mă că am ajuns la destinație, ești nebun. Ia uite mă. Enter. Lasă bossule că unde o vreți, unde nu o vreți, parchează-o singur. Ia uite mă, 125 de km în 2 ore, 129. Penalizări avarii. Bă băieți, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați și voi acolo un mare like dacă mai vreți episoade. Așa că, na, eu vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!